În data de 15 noiembrie, orele 22:30, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 29 din comuna Dumbrăveni la intersecția cu DC62A, un bărbat de 26 de ani din municipiul Suceava a pătruns pe drumul comunal și prin efectuarea manevrei de mers înapoi nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un bărbat de 41 de ani din municipiul Fălticeni, intrând în coliziune cu acesta. După producerea evenimentului rutier, bărbatul de 26 de ani a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției, fiind identificat ulterior. Din accident a rezultat rănirea conducătorului auto de 41 de ani, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul bărbatului de 41 de ani și de 1,27 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto de 26 de ani, după care la spital li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției, ce va fi soluționat procedural.